Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și, intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine! Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salutare este aceasta. Iar îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli și vei naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va numi și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și el va domni peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria l-a întrebat pe înger: Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Și iată că și Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrânețe și este acum în luna a șasea, ea care era numită sterilă, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor. Amin. Mergi și spune-i slujitorului meu David, așa spune Domnul, oare tu îmi vei zidi mie casă în care să locuiesc? Sunt cuvinte din prima lectură din cartea a doua lui Samuel, care ne vorbesc un pic despre o situație în care David voia să-i construiască lui Dumnezeu o casă, poate o casă așa cum este această catedrală, o casă cum este orice altă capelă sau orice altă catedrală din lume, orice altă biserică, o casă în care să locuiască Dumnezeu. Și Dumnezeu îi vorbește lui David prin profetul Natan: Tu locuiești într-o casă de cedru și Dumnezeu locuiește într-o casă din pânze de cort. Iubiți credincioși, poate este o mândrie uneori atunci când cineva construiește o biserică frumoasă și ne simțim bine, ce este drept. De exemplu, în această catedrală măreață, în acest loc în care locuiește Dumnezeu. Dar cel mai frumos, cea mai frumoasă casă în care a locuit Dumnezeu vreodată nu este nici măcar acest univers, ci cea mai frumoasă casă în care a locuit și locuiește Dumnezeu trebuie să fie umanitatea noastră.
De aceea cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Pentru că în om Dumnezeu își găsește cea mai mare bucurie. Așadar, ce casă am putea noi să-i construim lui Dumnezeu? Putem să facem cea mai frumoasă biserică din lume. Și sunt, slavă Domnului, în lume biserici care, dacă ești în ele, îți dai seama cât de mic ești în comparație cu Dumnezeu. Dar nu este suficient. Trebuie ca Dumnezeu să-și facă casă în fiecare dintre noi. Pentru aceasta s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, pentru a ne ridica la o demnitate superioară celei de la început, pentru ca noi să fim îndumnezeiți, ne dăm seama de cuvântul acesta. Adică lui Dumnezeu îi pasă de om. Pentru Dumnezeu omul este foarte important, este capodopera creației sale, este cea mai frumoasă locuință sa. Am pregătit casa pentru Dumnezeu. Sigur că uneori mai punem în locul lui Dumnezeu, în sufletul nostru, diferiți idoli, așa cum mai târziu în istorie, în templul din Ierusalim, a făcut regele perșilor când a introdus urâciunea pustiirii, așa cum încearcă și omenirea în care trăim să facă cu Dumnezeu. Încearcă să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu acea urâciune a pustiirii, a gândirii moderne. Adică încearcă să-L scoată pe Dumnezeu din altar, să-L scoată pe Dumnezeu din inimile oamenilor și să pună acolo tot felul de idoli moderni cărora oamenii să li se închine. Acesta este Dumnezeul nostru. Mentalitate păgână, căreia noi trebuie să ne opunem, punându-L pe Iisus în centrul vieții noastre și în mod deosebit acum de Crăciun, să nu uităm că sărbătoarea Crăciunului este în primul rând despre Iisus, despre Cel care a fost primit de Sfânta Fecioară Maria, după ce Arhanghelul Gabriel i-a vestit că Dumnezeu vrea ca ea să fie mama Fiului Său. Aceasta este Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi. Și intrând la Sfânta Fecioară Maria, Îngerul i-a spus: bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine. Am ascultat în adventul acesta de atâtea ori această Evanghelie, încât parcă o știm pe de rost și poate vă mai întreb ce să mai spună preotul despre Evanghelia asta, că a spus destul în adventul acesta. Vreau să mai spun ceva. În fața acestui salut al Îngerului, Sfânta Fecioară Maria știm că s-a tulburat, dar Îngerul i-a spus din nou: nu te teme, Marie. Despre acest cuvânt, despre această invocație aș vrea să medităm în continuare, despre această invocație: nu te teme. Când ne referim la Dumnezeu, dacă privim la noi înșine, ne dăm seama cât de neînsemnați suntem, adică cât de mici suntem raportându-ne la Dumnezeu, la Creatorul nostru. Și parcă uneori ne este și un fel de teamă în fața lui Dumnezeu, nu virtutea fricii de Dumnezeu, nu darul Duhului Sfânt, ci altfel de teamă. Sfânta Fecioară Maria ne învață în Evanghelia de astăzi să nu ne fie teamă să-i răspundem lui Dumnezeu. Să nu ne fie teamă să pregătim casa lui Dumnezeu în inima noastră. Să nu ne fie teamă să scoatem idolii care au mai luat locul lui Dumnezeu de-a lungul timpului, de-a lungul vieții. Să nu ne fie teamă să lăsăm locul lui Dumnezeu numai lui Dumnezeu, chiar dacă vom fi judecați de ceilalți, chiar dacă poate ne vom pierde din prieteni sau așa numiții prieteni, totuși nouă nu trebuie să ne fie teamă să-i dăm lui Dumnezeu în viața noastră locul pe care Dumnezeu trebuie să-L ocupe. Niciun alt loc nu este potrivit pentru Dumnezeu în viața noastră decât primul loc. Dacă Dumnezeu este pe primul loc, celelalte lucruri vin de la sine sau celelalte lucruri sunt trăite în iubire față de Dumnezeu. Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Iubiți credincioși, aș vrea să închei această predică gândindu-ne la puterea Duhului Sfânt care a făcut ca în această fecioară
mică de la Betleem, din Nazaret, să locuiască Fiul unic al lui Dumnezeu. Vă dați seama, ne dăm seama cât de mare este puterea lui Dumnezeu? Ne dăm seama cât de frumos poate să lucreze Dumnezeu acolo unde este lăsat să intre? Să-L lăsăm pe Dumnezeu să intre în inima noastră mereu și să nu-L lăsăm să mai iasă. Să nu-L mai fugărim, să nu-L mai gonim din inima noastră prin alegerile greșite împotriva lui Dumnezeu, ci să-I spunem Domnului: bine ai venit la mine, rămâi cu mine și nu mă mai lăsa niciodată singur. Sigur că Dumnezeu nu ne lasă, dar noi Îl dăm la o parte. Dumnezeu este întotdeauna cu noi, Emanuel, Dumnezeu cu noi, dar nouă uneori ne place să Îl trecem în secundar și să le punem din nou pe noi, pe primul loc, pe acest piedestal pe care trebuie să locuiască Dumnezeu. Duhul Sfânt este acela care ne poate ajuta să trăim un Crăciun fericit. Nu felicitările de Crăciun, nu alte lucruri, ci Duhul Sfânt, Cel care a făcut ca Sfânta Fecioară Maria să fie mama Fiului lui Dumnezeu, este același care poate să facă ca să ne ajute ca acest Crăciun să fie și pentru noi un Crăciun cu Iisus. Ce frumos ar fi ca Iisus să găsească în inima fiecăruia dintre noi locul care îi se cuvine. Să nu ne rușinăm de El și să nu ne fie frică de El. Să ne bucurăm de El și să fim mândri, cu o mândrie sfântă, de faptul că suntem ai Săi. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința noastră. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin.